tinerii sunt invitați cu număr cât mai mare pentru a observa diferite lucruri și anumite licee care, pentru care reprezintă viitorul lor întocmai. Important este să investiți în voi, să ajungeți cât mai sus și sfatul meu este să trageți tare în ultima lună pentru a vă pregăti pentru examenul care va duce viitor. Ca să nu nominalizezi un singur liceu, colegiu, spunem trei colegii care ți-au părut foarte faine, care s-au prezentat extraordinar de bine. Pe lângă, aș putea să zic în primul rând Colegiul Național Mihai Viteazu, Colegiul Național Ion Luca Caragiale și Colegiul Național Nichita Sănescu, bineînțeles. Și de ce? Pentru că, după cum știți, Colegiul Național Ion Luca Caragiale are echipa de robotică Info One Robotics și susțin pe această cale. Colegiul Național Nichita Sănescu este o școală europeană și se va dezvolta foarte mult pe baza proiectelor Erasmus, viitoarele proiecte Erasmus. Și, în ultimul rând, Colegiul Național Mihai Viteazu, parcă am zis, din câte mi-aduc aminte, care pune accentul foarte mult pe educație și valorile culturale. Salutare, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să apăreți în interviu. Cum te numești tu? Malache Mare. Iar tu? Mitache Andrei. Ce vârstă aveți? 14 ani. 14 ani. Și de ce sunteți astăzi aici la Palatul Culturii? În căutarea unui profil. Zi-mi prima dată tu, care sunt colegiile care, nu știu, se par cele mai interesante și importante? Matematică, informatică. Cat la clasa de volei pentru cei sportivi și... Dar ce colegiu? Ce colegiu? Mihai Viteazu și Colegiul Național Regina Maria. Astea sunt cele două cele mai importante opțiuni, da, ale tale, da? Iar ale tale care sunt? Regina Maria și Terenul în casă. Ce notă dai organizării acestui eveniment? 9 cu plus. Da? Iar tu? 10, pentru că este un eveniment foarte bun pentru copiii care vor să n-au idei la ce liceu vor să dea și vor să-i informeze. Bună zi, cum te numești? Bună ziua, numele meu este Nania Andreea Cătălina, sunt reprezentanta Liceului Colegiu Economic Tircel Maceanu și aștept toți tinerii de clasa 8-a care doresc să vină la liceul nostru, unde au foarte multe posibilități de a se dezvolta pe piața economică, unde pot să facă parte din foarte multe proiecte, spre exemplu proiectul POMU, unde poți să faci practică la o firmă de contabilitate, foarte multe proiecte Erasmus, unde poți să te să vizitezi diferite țări, să cunoști alte culturi și, în plus, poți să faci practică și la bancă, spre exemplu, noi suntem în relații cu cei de la BCR, dar în același timp puteți să faceți practică și în Portugalia sau în Italia, pe baza unor probe pe care le veți da și să le luați. Cum te numești? Aidin Murat. Ce vârstă ai? 18 ani. Și clasa? A 12 ani. De ce ești astăzi la Palatul Culturii? Să reprezint liceul Toma Socolescu și invit și pe toți cei de clasa 8-a să vină la noi liceu dintr-un singur motiv. Afară e cald și la noi liceu este înghețată și o înghețată pe căldura asta chiar merge, sincer. Și mult succes tuturor celor de clasa 8-a.